Care dintre muritori n-a avut pe față lacrimi și nu știe gustul lor? Cine n-a simțit vreodată boabe de cristal pe obraz, că-s prezente în bucurie și nu-s lipsă necaz? Căci îngemănați cu ele, noi pe acest pământ venim și din pâinea lor adesea trebuie să ne hrănim. Ce sunt lacrimi oare? Care are lor folos? Au în ele vreo valoare de sunt strânse de Hristos? Și m-am întrebat adesea, care e al lor mister? De ce-i presărat cu lacrimi drumul care duce în cer? De ce au plâns prorocii, sfinții, părinții și ai noștri rămoși? Și s-au rupat cu lacrimi frații noștri sărnicioși? De ce au plâns și Ieremia întrecând orice hotar? În grădina Ghetsemani, Domnul nostru a plâns omar. De ce au plâns adesea și David? Iov vărsa lacrime mare. Petru, Pavel, Timotei și frații din întâia adunare. Voi de glas câtor bag gânduri despre lacrimi, doar subțint, fiindcă dezlegat misterul nu ne-a fost descoperit. Este o mare taină ascunsă în binecuvântata apă și un secret ce însuși Domnul ne-l va dezlega odată. Pe cărarea cucăinței, lacrimile sunt comori, deși neprețuite, albe și au veșnice valori. Lacrimile nu-s plăcute, că sărate și amare, și te lepădesc de suflet, ai necaz sau tristare. Cele mai curate, ape calde, care curg pe obraz în jos, ce ating maximă valoare când te vezi un păcătos. Însă ele nu urmează cursul altui fel de apă, care după legea firii curge în jos și albe sau albe. După ce străbat obrajul, ele se înalță în sus, bată porțile mării și are mine de sus. Ele urmează circuitul apelor ce vin de sus și se întorc din nou acolo, în potirul lui Iisus. Lacrimile se rup pe care navigăm înspre Iisus, aripi ale rugăciunii asigurate cu răspuns. Ele sapă în piatra firii și aduc o transformare inimii, dar și gândirii Duhului înviorare. Îți clarifică vederea să vezi bine cum ți-e starea. Totodată te ajută ca să dobândești iertarea. Lacrimile vor fi șterse chiar de mâna sa divină, mângâindu-i de aceea ce l-au așteptat să vină. Ce frumos va fi acolo, unde nu ar mai fi nici lacrimi, nici dureri, nici suferință, nici ocară și nici patim. Ne vom aminti de ele stând la pieptul lui Iisus, însă ele vor fi șterse și înghițite de apus. Doamne, dă-ne tuturora harul lacrimilor sfinte, ca să te așteptăm pe tine cu un dor tot mai fierbinte. Fericiți sunt cei ce aici varsă lacrimi semănând, fiindcă ei vor secera plini de bucurii cântând. Amin.